Spunem te rog cu candidații ăștia la primăria capitalei, dacă tu înțelegi cu comasarea cu cele două partide care câștigă 60%, câștigă toate consiliile județene, toate primările din țară, toate 99, 99, 99, 99. câștigă la număr de mandate. Ce -ți se pare ok pentru democrația din România? Eu nu mi-a aminte să vi-a avut așa ceva. Pentru democrația iohaniană din România, da, e în regulă. Lasă-mă că sunt și ciucă și Ciolacu, nu e doar. Nu, eu, eu vorbesc toată lumea, e de o parte. Ce -ți se pare ok că Sigur că e ok, așa, e okay, așa no? trebuie. Ce nu stele... înțeleg de ce mai pierdem timp cu alegerile, dar A Păi nu ar trebui Dacă toți știm că vor câștiga, putem că... să facem doar la București, mm. că aici am mai e un pic de suspans. Mm. Dar, în rest, sincer, de ce mai facem alegeri? Cheltuim bani, deranjăm oamenii, punem pe primar să-i scoată pe oameni din casă, duminica, să ia de la biserică cu japca, mm. Când putem spune, da, domnule, ați câștigat tot. Pun. acum că ați câștigat, ce faceți mai departe? Că asta cu câștigatul e ok. Mm -hmm. Că că nu puteți și da, să spuneți și le facem dai în cap cu nu vii și le dai în cap cu cifrele. Că aici le știi pe din nu afară. Nu, da, nu, nu mi s-a părut că are cineva vreun apetit pentru cifre. Ba da, ba da, lumea se uită și sunt preluate informațiile pe care le dai. Pentru că e vorba despre câți bani am împrumutat. 6 câți miliarde în, în primele două luni. Câți împrumutăm în continuare. Că datorie cap va crește 30. la cât? La 170 de, Câte? Acum e. Acum e 100, 170 e, de miliarde de da, dolari, da? Se duce spre sau 200, de euro? Da. Dolari, euro. euro, nu? Se duce spre 200. Deci vom avea țara, mai are cineva în Europa datorie de 200 de mai miliarde? Au, mai au, mai au, mai au, mai au, mai au. sunt împrumutați toți, doar că Numai problema nu e cu împrumutul. Așa, dacă ce? Că nu o să-l dăm înapoi, lasă. Problema este cu dobânzile, că plătim niște dobânzi Și așa. le plătim și le plătim și, și le plătim. vrei să spun o chestie? Aia nu vor da. să le dăm împrumutul în înapoi. Aia mm -hmm. vor să le dăm dobânzi. Nu, ce să facă cu împrumutul? Mm -hmm. vor să le dăm dobânzi, că din... Că datoria rămâne acolo și într-un fel crește, sau altul ea crește, 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 ea crește, crește mai departe. Da. Uh, bun, uh, vreau să te întreb, uh, uite o mutare interesantă, bine, dacă poți să-l crezi pe Simion, apropo de ce spune și ce nu spune. A zis că s-ar putea, să-ți sprijine pe piedonă, Stai. la primăria Capitalei. Am văzut și eu șmecheria asta și mi s-a părut interesantă. Chiar asta zic. Pentru că, pe de o parte, normal, votanții aur sunt votanții sistem, deci n-au unde să se îndrepte decât spre piedone. Pe de altă parte, clar, aur iese pe locul 4 acum. Zic că la București o să aibă un rezultat foarte prost. Și atunci mișcarea lui Simion nu era proastă. Se agață și el de cel care nu putea se agață de Cristoiu. Că el luptă cu PSD-PNL, nu? Da. Nici cu Nicușor. Asta e interesantă. Din punctul lui de vedere, era un câștig. Da, în același timp uh, l-a anunțat că s-ar putea stai bușe putin. să fie... Da, -ai, nu încerca da, să mergi mai departe. Da, 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 de fapt, okay. îl ținem pe piedon, îl punem pe gușă, mm -hmm. dar o să facem o conferință de presă. Și astăzi, întâmplător, eram la Antena 3, da. Ți-am spus să nu mai duci, uh, dar e ok. Mi-ai zis și ai dreptate, dar da, uite, mă mai duc. E, glumesc. Uh, dar, nu, no, nu, no, că fetele de acolo te apreciază, mi-au zis așa. Ca realizator sau ca de radio sau de televiziune? Așa, ca un guru al jurnalismului. Aia e uh, normal. Și a intrat Piedone în in direct. Ridicăm normal că normal că l-au întrebat. Dom'le a zis uh, a zis chestia Simeon asta. Simen. că... Și eu eram foarte curios. Nu m-am băgat. Ce zice Piedone? Zic, ia să văd dacă Piedone a rămas... Șmecher, pietone cantot. sau piedone, cum se zice? <laughs> piedone și merge pietone. <laughs> Așa se a fost numele, super, pietone. În continuare a rămas super șmecher, în sensul că a zis, domnule, eu vreau voturile și de la Aur, și de la pro și de la oricine, ci eu vreau toate voturile bucureștinilor. Dar, ca el era, eu nu mă duc la nicio conferință de presă cu nimeni. Ah. Zice, eu nu merg nici cu ăla, nici cu ăla, nicăieri la niciun partid. Păi vrea voturile sau nu le vrea? Păi, așa le ia. Afară să meargă la presă. Deci, dacă de te presta. duci la partid La sediu de partid, ai, ai. uite, eu, de exemplu, pentru doctorul Cârstoiu, că eu îi spun numele, că îl cunosc și știu numele, alții nu-i pronunță numele, eu îl pronunț. Da, și eu, știu A, de 20 din de punctul de meu de vedere, e o mare problemă asocierea cu cele două partide. Pentru că în București partidele nu sunt la țară, știi tu, domne, dacă ești de la PSD, gata, domne, te-a votat, înțeles lumea, trebuie să te votăm. La București e exact invers. O presc un aici și de două ori candidând de la PSD. Da, tu vorbești PNL, de primăria capitalei. La sectoare lucrurile au stat altfel. Păi nu, e adevărat. Îți aduce Auzi, aminte Băluță. că au prima de la PSD? Ai altceva când a păi. fost valut. Da, Băluță a, a sau, val? Băluță sau negoiță este de la orice partid, dar ultima da. dată negoiță a candidat cu mine împreună. Victor, nu de la PSD. mai, mai e ceva. Ia stai, stai a, să, să termin ideea. Te rog, te rog. Și deci eu cred că în București, anului 2024, când lumea e foarte supărată pe tot ce înseamnă partide politice, dacă nu mă înșel, stau mai rău și decât Iohannis. Nu credeam că cineva poate stea mai rău decât Iohannis. Stau partidele politice. Să nu te lipești prea tare. Uite, Nicușor, foarte șmecher. El zice, da, mă susțin aia, mă, dar nu l-ai văzut pe el, la ședință de stai partid. Stai la... stai o secundă. În deci, primul rând, el are un public taliban. El are 30% că atât are usr în București și aia 30% merg frumos, da, ordonat da. la Nicoșordan., Bun. Deci, Piedonea a zis, domnul, să mă voteze toată lumea. Așa. Dar eu nu mă duc la nicio conferință cu niciun lider politic, nu mă duc în sedii de partid. Cum a zis, îmi pun o măsuță pe stradă și stau și vorbesc cu oamenii. Parcă îl vedeam pe cu în vremurile de aur. Pe de, altă parte, pe de altă parte, doctorul Cârstoiu nu poate să facă ce face Piedone Să-și ia o măsuță, să zic, come on, edita mai doctor Piedone ești... s-a dus astăzi, a mâncat cu oia, pariză Pe parizăru, are... eu dacă-l văd pe Cârstoiu mâncând parizări cu muncitorii O să-i zic, Cătălin, nu așa eu no. Bă, tu ești Cătălin Cârstoiu Ești profesor, ești manager, profesor, nu, e vizu, stai, e manager e... Ești manager, ești un tip cu anumită educație, e cu prestații, Ești decan la facultate adică, păi uh, Nu-i s-ar potrivi chestia asta E, da. cum să spun, e oarecum asimetrică bătălia. Da, mă, dar pe de altă parte, știi, apropo de TikTok, după ce a fost scandalul cu TikTok, TikTok a apărut și Cătălin Cârstoiu pe TikTok. Și ce, dragi bucureșteni, băi, lasă-mă cu dragi da, pe TikTok. Dragi... Bun, dar asta Măi, nu era treaba. Lui, să știi. A, 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 nu se ăia. s niște echipe echipa de care îți spun, domne, pe echipa TikTok, dacă vrei pe TikTok. Trebuie să faci și așa, mai... dacă nu, lasă-l încolo Băi, și de mai, mai e o mică problemă. Gabi Firea a spus, a declarat, că se știa de acum câteva luni i s-a spus lui Căstoiu că o să fie candidat. Tu atunci, Cătălin Căstoiu, nu mai râde complice, că știu zâmbetul ăsta, îl cunosc foarte bine. Vii și spui, domnule, s-a vorbit despre asta. Da, e adevărat, spune frate. Acum câteva luni când se vorbea de asta am avut o primă discuție. Au spune nu. Sau nu e adevărat. Ai lăsat, adică, stai o secundă. Plus că mai e ceva. Simion e foarte jmecher aici. Că da. suntem între noi. Dar e doar mai jmecher decât Și mai jmecher, Simion. că nu ne vede nimeni. Simion a zis, domne, noi sprijinim pe toți cei care, au, care sunt, care, sunt, împotriva candidaților lui Iohannis. Atenție! Cine sunt candidații lui Iohannis? Eu uite, candidez eu Icuși. contra lui Iohannis. Mă susține? Eu da, te susțin. Și nu el. Tu, el. Da, da, Nu, el nu mă susține, că, nu, nu, că l -l atenție, l -l care... ceartă... Atenție! Cine îl ceartă? Soția cine? Nu, e. Are el. Cine e frică lui acuma? să se ducă pe la televizor că-l ceartă dacă se asociază cu mine. Eu nu vreau să mă cine ceartă? Televizoarele sau cine? Nu știu. Se sperie așa. E mai sperios. Nu. Da, uh, el a zis o chestie... Nu. Apropo de jumecheria tipic din... De unde? Din Focșani. El, mă rog. Uh, zice, eu sprijin orice candidat care luptă cu candidații lui Iohannis. Cine sunt candidații lui Iohannis? Nicușor, Dan și Cătălin Căstoiu. Asta tot spune și tot repetă și așa mai departe.